O lume dispărută. Wow! Groapa cu comori. Când eram acasă, hrăneam păsările în fața casei, dar nu mai sunt acasă. Tata lipsește, iar pe platou păsările se hrănesc cu noi. Fir ar să fie, vin iarăși. N-am crezut niciodată că o să păcălesc pterozauri. Firar, dacă m-ar vedea cei de acasă acum. În ciuda riscurilor, avem noroc că avem ocazia să studiem obiceiurile pterozaurilor. Ouăle lor eclozează. Nevoia lor de a-și hrăni pui e covârșitoare, așa că ne atacă satul în fiecare an. Sfinte Sisoie, asta nu e bine deloc? Unchiule! Du-te, profesor, în tabără! Oh, nu! Quetzalcoatl ne atacă satul! Uagea, curunchi paca! Wow! De data trecută ai făcut progrese! Pe aici, să ne adăpostim! Nu sta degeaba, ochește-l! Ajută-i pe aiara care au nevoie, poate intrăm iar în grațiile lor. Stai cu minte! Fugi! Du-te după copii! La o parte, copile! Billy, ești rănit? Wow! Ce-i locul ăsta? A fost un templu sacru al strămoșilor. Văd că au lăsat un animal în urma lor. Trebuie să vadă mama locul ăsta. Ar petrece ore în șir aici. De mult, strămoșii aveau puteri magice, dar nu au respectat pacea mama. Au vrut să controleze totul. Știu de ce și-au pierdut puterea, dar acum, asemenea acestui templu, sunt o amintire. Magia lor era slabă. Astea sunt povești pentru copiii satului. Giggles! Sceptrul luminii, puterea! Parcă ziceai că magia strămoșilor era slabă. Bijuterii? Nu! Nu atingeți! Un adevărat aiara poate ține sceptrul luminii. De unde vine? Strămoșii au făcut cadou sceptrul luminii fiecărei împărătese aiara. În cântecele noastre se spune că sceptrul scoate adevărul la iveală. În cântece se spune că dacă cineva nu acceptă adevărul, va fi distrus în timp. E adevărat!
asta s-a întâmplat cu strămoșii și sceptrul a fost dat uitării. Până acum. În calitate de șaman al Aiarei, voi pune la adăpost sceptrul și magia lui. Burcon, stai! Nu mă puteți opri! Calulei un gang bocac! Vreau sceptrul. O bijuterie de-aia mă aranjează pe viață. Iată puterea sceptrului luminii! Nu! Dă-l încoace! Urcon, ești afară! Sceptrul trebuie să-l iau! Ai grijă! E cueț al coatăl! Giggles, vino aici! Giggles! Giggles! N-o să-l prindem așa! Hai acasă! La 20 de grade la stânga! Încă mai e un grup pe acolo! Foc! Coala! Tată, Quetzalcoatl a luat sceptrul luminii și pe Giggles. Hai, să-l salvăm pe Giggles. Da, să ne grăbim să-l căutăm. Mina, ești prințesa Aiara și nu trebuie să te afli în pericol. Păi, ce mai așteptăm? Gata, Billy! Nu putem pleca așa fără niciun plan. Și ar fi bine să vorbim cu mama ta. E prea periculos. Așa e. Dar vom avea șanse mai mari să-l găsim dacă vine și Billy cu noi. Așa este, Molly. Pterozaurul ascultă numai de Billy și Mina. Aș vrea să merg și eu să studiez pterodactilii, dar mă tem că nu mă lasă piciorul. Să-i studiezi? Din câte știm, ouăle de pterodactil eclozează, iar părinții caută hrană. Iată una din ghearele lor și nu dintre cele mai mari. Ia să vedem. Probabil le folosesc ca să-și eviscereze prada, adică pe tine. Și asta dacă ești norocos. De cele mai multe ori te pun în cuib și te păstrează pentru gustărică. Da, nu e deloc plăcut. Așadar, avem șanse cu Giggles. Dacă eu aș fi răpit de pterodactili, nu ai venit să mă cauți? Bine, fie. Probabil l-au dus în cuiburile din zona mâloasă. Nu știu la ce vă puteți aștepta, n-am mai fost acolo. Vom supraveghea zona în același timp. Vom găsi o ieșire de pe platou dacă avem noroc. Mersi, mamă! Ești cea mai bună! Vreau să vorbesc cu împărăteasa despre sceptrul găsit de copii. Dar vă spun ceva. Dacă veți permite să îi se întâmple ceva fiului meu, voi căuta personal cel mai mare pterodactil de pe platou pentru ca să fiți mâncați de vii. Nu mă îndoiesc că așa va face. Da, am plecat. Mâncați de vii. Am simțit puterea sceptrului. Trebuie să-l recuperez. Dar e mult prea periculos să merg după el. Ce e? Îți voi face o ofertă. Una care te va face mai bogat decât ai visat vreodată. Războinicii ne-au împrumutat niște arcuri și săgeți. Am mers toată noaptea prin zone neexplorate. Nici nu am obosit. Nu mă gândeam decât să-l găsesc pe Giggles.
Cred că am parcurs cam jumătate din drum. Billy, nu pleca prea departe! Bine! Ajutor! Billy! Wow! Ăsta a fost mare! Așa e! Și acum gata cu joaca, băiete! Avem multă cale de străbătut! Da! Cauiciua, cheiuacia, molacia, cheiuacia... Caiciua, cheiuacia, cheiuacia... Mamă, ce-i duhoare asta? Bun venit pe terenul de împerechere a pterodactililor. Zeama lui Awenia îl va întrema pe profesorul Summerlee. Frumos din partea ta, ierburile de pe platou sunt puternice. Mi-ar trebui ani în șir să le cataloghez. Maestate, sceptrul cum funcționează? Nu vrei să-l găsești? Zeii ne-au protejat Huaca, iar aceasta e foarte puternică. Își decide singură soarta. Vrei să spui că e vie? Nu înțelegem toate tradițiile strămoșilor. Dacă sceptrul luminii e mânuit de un rău, devine rău. La fel este și invers. Dacă e mânuit bine, totul va fi bine la noi. Awenia, mina repetă cuipu. Zeama asta îi va ajunge profesorului Summerlee. Îți mulțumesc din nou. Awenia, vreau să vorbesc cu prințesa Mina. Te rog, adu-o la mine. Sunt urmăriți. Unde se duc păsările astea uriașe? Dacă Urcon își dorește atât de mult bățul, o să-l coste mult. Vino, să mergem! Eagles! Unde ești? Hai, băiete! Nu-mi place, e prea multă liniște. Pun pariu că pterozaurii nu s-au întors încă de la vânătoare. Și când crezi că o vor face? După ce plecăm noi, sper. Eagles! Huima, nu o înveți pe prințesă cuipu? Nu, împărăteasă. Prințesa mi-a spus că trebuie să ajute un prieten. Oh! Cizmele lui Matahala. A? Giggles! A fost Giggles! L-am auzit! Billy, așteaptă-ne! Cheiuacia, cheiuacia. Caucia, caucia, cheiuacia. Credincioșii ăștia nu vor lua puterea. Mă duc să-l iau eu însumi. Gorgomaiumaicacia, să n-ai încredere în străini. Gataciana. Giggles! Sunt eu! Giggles! Veniți aici! L-am găsit! Foarte bine, Billy! Ei, cum crezi că putem să-l luăm pe micuț de acolo? Ah,
e alunecos ca o oaie într-o fabrică de grăsimi. Stai așa, băiete, să facem o scară umană. Da, poate așa reușim. Hai la treabă! Giggles! Mi se va face rău. Haideți odată. Ușurel așa, ușurel așa. Hei, ce v-a apucat? Maple White. Vreți să luați bățul, nu? Ei bine, e al meu! Dispar, nătărăule! Avem ceva serios aici! Așa, Giggles! Hai, băiete! L-am luat! Cum adică l-ai luat? E cineva acolo? Ai găsit sceptrul, nu? Ia, ascultă! Suntem cam ocupați! Oh, nu! Se întorc! Stai locului, ne dezechilibrăm! Gata, de data asta e rândul meu să vă dau ce meritați! Păziți! Nu! Ai grijă! Prinde! Bine, să fugim! Așteaptă-mă, șeful! Ia-mă de aici! Giggles, unde ești? Sceptrul luminii! Trădătorilor, dați-mi sceptrul luminii! Nici noi nu-l avem, încă. Leicua, unde e sceptrul? Dă-mi drumul. Sceptrul? Nici nu te gândi. Nimeni nu mă va opri din calea destinului. Șefu, șefu, trezește-te! Oh, nu, s-a stins! Sari! Sari! Ah, Giggles! Te rog, sceptru al luminii, arată-mi adevărul. Unde e Giggles? Unchiule, m-ai speriat! Unchiule, nu! Puterea sceptrului te domină. L-ai eliminat pe șeful. Hai, pleacă! Cum spui tu? Te-am prins. L-ai găsit pe Giggles. Uite, e de apăr. Mă bucur să te văd, Giggles. Prințesă Mina, ce cauți aici? Aha, Quetzalcoatl!
Se spune că adevărul doare. Era și timpul. Crede-mă, dacă există o ieșire de pe platou prin mlaștinile astea, sigur ne-am dat duhul până am găsit-o. Slavă cerului că ai găsit sceptrul luminii, prințesă! Mă temeam că poate ajunge în mâini nepotrivite. De îndată ce vom ajunge în sat, se va ține o ceremonie. Cred că înțeleg de ce au ascuns strămoșii sceptrul. Cine oare e suficient de puternic să accepte adevărul? Mă bucur că ești teafărunchiule. Ceea ce au creat și au ascuns strămoșii a fost găsit, dar trebuie ascuns din nou. Iar eu mă bucur că ați reușit să vă salvați prietenul. Într-o bună zi poate vom fi capabili să acceptăm adevărul, dar până atunci numai eu voi ști unde se află. Voi aveți onoarea de a aduce sceptrul luminii în noul său loc de odihnă. Într-o bună zi, Mina, îți voi arăta drumul către acest loc și tu vei face la fel cu fiica ta. Poate că ea va domni într-o perioadă în care se va putea folosi sceptrul. Ai spus că el dezvăluie adevărul, dar care adevăr? Acela pe care și-l dorește cel ce întreabă. Mă întreb dacă sceptrul ne poate spune ce a pățit tata. Sau poate ne va arăta ieșirea de pe platou. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Anca Sigmirean, Geo Dinescu, Petre Ghimbășan, Elvira Râmbu, Mirela Corbean. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.